Gâgi. Te rog frumos, las. Vreau să mergem la băieți. Zici că e copil. Promit că dacă câștig premiul cel mare, ți-l dau ție cadou. Mă las? Ți-l dau ție cadou. Toți banii din lume ți-l dau. Îți fac cartofi prăjiți. Îți dau... cafea cu lapte. Ce? Nu! Nu știi că nu aduce chestii negative în casă. Numai da trebuie să zici da. Te duc în România, spune. Da. Da. Ai tu ceva de un joc? Alo! Da. Da. Alu, hai să jucăm ceva. Alu, hai să jucăm ceva. Hai să jucăm ceva. Pentru cunoaștere. Vreau la băieți, pot? Pentru cunoaștere. Așa, ce zici? Întrebări, adică, cum am zis atunci, ce ai luat cu tine dacă e plecat pe o insulă pustie? Dacă ai avea peștișorul de aur, care ar fi cele trei dorințe pe care ți le-ai pune? Adică fiecare să vină cu câte o întrebare de genul. Hai să le luăm la băieți în anul ce nou un peștișor. Într-o fel voiam să o alez pe Larisa pentru că știam care chestiile are acolo și nu și-a schimbat pantaloni în 6 ture. De ce să-i schimbe ultima tură? Dacă schimba pantaloni cu o altă fată... Nu mai găseai. Nu mai găseam. Știu. Pe asta m-am bazat, pantaloni. Știam. Dacă era Larisa direct la... Aici puneam Larisa, doamne, Bianca. Da. Dacă era Marina, puneam la mână. Avem o prieten mai mare ca tine, prietene mai mari ca tine. Da, cu 5 ani. Cu 5 ani? Da. Am înțeles. Și Larisa te-ar mânca dacă... Toate în avară. Deci, treabă, de ce să mănânce Larisa? Mie îmi place când dau de persoane mai inteligente, că am ce să învăț. De ce să fug de persoane? Aha, am înțeles. De asta stai cu Bianca. Ce treabă are un acord? Nu, dacă îmi place, nu contează vârsta până la urmă. Am zis așa, să fii și tu cu cineva inteligent. Dacă tot îți plac persoanele inteligente sau îți place să le privești de la distanță? Nu, păi nu-mi place să stau cu o persoană ce m-ar trage în jos. M-ar trage în jos. L-ai băgat în jos. Păi vezi, Bianca te atrage în jos, frate. L-ai băgat în jos. Crede-mă. Dar dacă e de putere? Cum o să-l tragă în jos Bianca? Din punct de vedere intelectual, nu din punct de vedere al voturilor. Păi ridică el. Noi a zis acum cum să-l tragă în jos la atâtea mii de susținători. Păi da, că Noi vorbește în voturi. Din punct de vedere intelectual, frate, întreabă pe Bianca, de exemplu, dacă știe cum se așează furculița și... Ați auzit-o pe asta lua de lip? Nu. Răspuns la întrebarea mea, unde te vezi cu Bianca în timp? În finală. Eu sunt o tipă care îmi doresc să fiu cucerită, nu să cucerez. Păi ok, ești cucerită, dar trebuie să te răsplătești și tu cumva. Cu prezența mea în viața lui. Ești modestă. Nu. Ba da. Nu știu calitățile. Toată lumea are calități, dar totuși. Da, să vedem dacă vin, adică, băi. Și la mine aici, în casa noastră. Mie îmi place acolo, în casa cealaltă. Bun, ei vin. Mie îmi place în casa cealaltă. Eu cred, dar nu mai e. Lasă și pe ei. Cum să mă duc la Daniel sau ceva? Nu la Daniel. La ce casa aia? Nu am gândit la Daniel. E mai întâlnit. Mie îmi place mai mult dincolo decât aici. E iubire. Hai, de votăm, mergem de fapt. Camina Delina, nu iubire. Vine iubitul nostru. Ascunde-te. Voi aveți iubitul la comun? Da. Da. Stau bine. Avem totul la comun. Ei tot timpul s-au obișnuit ca prinții. Ba, dar eu vă spun că Vio, dacă n-are treabă, vine. Toate vin, frate. Păi Vio oricum n-are treabă cu Ștefan. Bianca vine. Ce să se vorbe? Chiar nebuna de Roxana. Vezi că pleacă bine de aici. Ștefania vine, dar nu vine. Niște, cine crezi că intră prima? Îți dai seama ce gândește acum tavanul? M-au rugat până acum să deschidem ușile și acum stau toate acolo, nu se mișcă niciuna. Deschideți ușile. Nu! Dar nu înțeleg, adică de ce noi ar trebui să ne facem? De ce femeile ar trebui întotdeauna să facă? Puneți ușile, sunt închise. Mulțumim oricum. Depinde de femei, dacă... Ai coloană vertebrală? Nu. Ai, eu cred că tu ai. Fii serioasă. În momentul când s-au deschis ușile, băieții au prea mari așteptări de la noi și tot timpul așteaptă ca noi să mergem acolo și ei cred că ei sunt regii pământului și că ei trebuie să fie luguliți cumva și noi să mergem tot timpul după ei, dar nu e așa. Dar nu vine nimeni, nu pot să cred. Dar să nu mai poată Adrian de nerăbdare. Cât n-o să vină? Eu am răbdare, stau aici mult. și eu. Cât n-o să vină? N-o să vină toată ziua? Să nu... Eu n-am răbdare. Nici eu n-am. Voi încercați, v-am zis ca și chestia aia. Când tu alegi după aici
bărbatul și aici e femeia. Dacă, dacă există o egalitate da. Între sexe, ai, atunci ai. E ok, merge. Dacă femeia ba. Merge către bărbat, el fuge, ca da. Să nu o să se apropie. Și tu asta faci, Jaru, dacă tu vei merge sau tu, Bianca, vezi tot timpul să mergeți după ei. Dar Bianca după fugi. Cine merge? Nu, ei. Zic așa, că vor dar să meargă acolo. Dar nici eu nu merg pentru nimeni. Lasă vrăjala. Și invers. Deci nu cred că vrei să mă descalzi, Raluca, să stau cu pantofi în cap. În primul ăla rând, e? Să mă descalzi ăla că e păcătosul. Da, da. Și toți băieții să vină aici. Parcă o să facem. Măi, psiholog, dacă... Nu? La frigider ne uităm ce are de mâncare, de băută, luăm și plecăm. N-am nevoie să. N-am vezi tu pe eu. Dar nu vorbim. Hai mă, să mă rog. Hai, acum, hai, mă, nu acum, ai stat să vedem da, poate vin ele. Da, bă, dar nici la bună, la nimic, să nu, nu că n-ai cum, frate. Și vorbim noi între noi, așa, gen... Da, la serio, la ai, așa, înainte, chiar ne stăm în dar... Te fac cu Vio, tu cu Raluca. Nu mă, nu vorbim. Nu mă, nu. Și tu ne băgați în seamă? Nu. Eu nu cred așa ceva. Ce mă zici? Că mamă, ce facem o tragedie? E un joculeț. Ele ne-au făcut. Hai, venim înapoi după? Nu, acum, mai stați, mai stați. Nu, frate, că o să vină ele. Da, o să vină ele. Hai, domn, hai. Dar dacă vin ele, ce se întâmplă? Dar știi cum, frate, uite așa un... Mai văzut colegii aia de muncă, gen când pleacă de la muncă. Dacă vin ele, așa, uite, stăm în joc. Dacă nu, hai să mai stăm. Mergem unul în gard, că n-ai cum să... Hai, mă, să mai stăm 10 minute. Nu, mă, tot. Vă dăm că vorbim să ne cum să ne doi. Doi. Și vorbim și gesticulăm mai mult. Da, mă, uite chiar. Dar să ne punem din cana armată. Bam, bam, bam. Bă, fă să gădem. Fă să gădem. Da, mă, serios. Haide mă care merge cu mine. Haide mă, mergem sau nu? Stați mă puțin, mă. Mai stăm un pic. Dacă vin ele, asta e eu, prin jocul. Păi da, dar de ce să nu să facem acum? E amuzant. Haide, mă. Haide, mă. Hai, mergem toți. Da, mă, toți. Toți. Nu scoatem un sunet. Hai, mă, hai. Băi, ce muncă, dar ce faci? Ce dai bine, fetele. Băi, dar nu băgați seama deloc, frate. Bă, dacă vin fetele la noi. Nu băgați seama nici măcar cu privirea. Dacă vin. Nici pupa, da? Nimic. Da, bă, frate. Vin ele. Nu vine, mă. Vin ele. Hai să facem în casă. Hai să casă. Nu vine aici. Și poate stăm aici. Bă, nu le sperie. Mai bine veniți în casă. Vino în casă. Vino. Nu vin, mă, nu vin. Not coming. Not coming. Hai, hai noi. Hai noi. Hai. Hai, bă, la fel, facem cum am zis. Bă, da. Bă, nu băgăm în seamă. Unul lângă altul, mă. Bă, unul lângă altul, mă. Ce faceți? Toți o dată, frate, unul lângă altul. Bă, ia fiți. Vino mă, poate. Și dacă vin la bă, ce faci? Nu, te îmbraci. Nu, vine și tu cu noi, nu rămâne în urmă. Bă, stăm unul în altul, frate, toți. Da. Unu, doi, câte doi, câte doi, câte trei, și nu, nu, câte trei. La frigider și întoarce. Da, hai, stai, hai, 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 nu. Ce aveți? Așa, Dar ce faceți? Nu, de ce să ne furăm mâncare? Alo, sunați la poliție. Băi! Jur că n-am înțeles discuția. Bogdan, Bogdan, frate. Ia și frate, că nu mai avem nevoie de el. Trebuie să-l lași pe altul. Ce faceți voi acum? Bogdan, mă, să te murdărim pe pantalon, Bogdan! Ești murdar pe pantalon, frate! Am stat noi și ne-am gândit că ușile caselor s-au deschis. Bun, fetele nu veneau. Băi, dacă ele sunt așa de dure și se joacă așa cu noi, hai să facem noi un joc. Și ne-am gândit să facem un joc. De fapt, eu m-am gândit să facem un joc. Am intrat în casa fetelor, nu le-am băgat în seamă, am mers la frigider, ne-am luat din frigider de mâncare. Nouă ni s-a părut amuzant, dar Viorela s-a supărat pe Ștefan și după aia ne-am dat seama că nu a fost plăcut pentru toate fetele. Dar noi oricum ne-am distrat. Hai să ne băgăm la cuptor și hai să mâncăm. Vrei bucăți, bucăți. Sunteți fericite? Nu. Lasă! Crede-mă acum.
De ce? Așa. Haide să mergem să furăm și noi mâncarea de la ei. Dar de ce puteți să te duci dacă voiai. Pentru că dacă vroiam să te ia cu tine, dacă nu ascultam. Frate, nu e adevărat, e un joc. Ne jucăm cu noi. Când am făcut jocul, i-am fost toate. Așa sunt și acum. Da, e frumos. Noi continuăm jocul, că ei toți se întorc înapoi. Mie-mi place. Mie-mi place jocul. Ce crede ei? Hai mă, lasă-mă ca un orgoliu. Da. Stai să zic ce crede ei acum. Vai, am venit aici să vezi că nu o să mai poată și tot ele vin după noi. Stai da. Să vezi. Asta e gândit. Dar putem juca. Deci, pentru... Hai, fiecare spune pentru ceva. Pentru... Eu mă duc. Du-te, du-te. Hai, Dani. Mă duc. Pentru... Și voi? Da. Eu, da. Da, n-avem cum să jucăm patru persoane. Da, de ce să spun? Dar putem să dăm nume, așa, știi, despre fiecare. Dai trei cu și băiat și fată. Păi suntem mai proaste, mă. Lasă-mă. Uite, patru. Uite că... Da, exact. Bă, stați la frigider, tot. Da, mă, fată, și cum ziceam? Vorbiți în vreme, aia... Da, frate, avem treabă. Crezi că de aia nu mai pot eu, că s-a supărat ea și că am făcut figuri. Frate, și am zis, dă bani, frate, știu ce zic. În momentul în care foi ăsta la cuptor, ar trebui să se... Da, mă, nu mai niște încălzească. Cum a luat? Ce faceți? Să dă bani, frate. A, nu ne vă gătiți? Bun, da, mă, cu ce? Bună, none. Nu e, mă, nicio problemă. E bun așa creepy. Da. Nicio problemă. Nu cedați, băi. Bună. Păi nu se poate. Bună. Cineva, nu știu cine. Bă, nu cedați. Stai, stai că te ghidez eu, stai. Stai, un pic. Bună, Adi. Ce zici, în cape? Da. Doamne, fel. Auzi, acum ar fi să, auzi cum ar fi să le bate că s-a dus să le bage seama. Dar Vio, de ce s-a supărat? Că eu jur că n-am înțeles. Nu, dar eu cred că Vio în ultima perioadă exagerează și nu înțelege fix mesajul pe care păi, oamenii îl transmit. Că nu noi am făcut jocul și ne-am dus în casa lor. Ei au venit cu jocul lor și el nu a băgat-o în seamă. Am observat că Viorela este mai sensibilă în ultima perioadă, nu înțeleg de ce, cineva o supără, nu spune motivul și persoana și nu înțeleg de ce se supără așa ușor. Casa lor, din punctul meu de vedere, are un vibe mult mai fain. Da, e mai plăcută, dar... Da, dar acum, de ce? Eu cred că Vio s-a supărat pe noi, dar nu înțeleg de ce. De cum s-a supărat. Ca și cum voi sunteți de vină că Ștefan nu a vorbit cu mine pentru că voi ați inventat jocul ăsta și eu i-am zis, dar nu erai obligată să stai. Dar ei nici nu știau de jocul nostru. Dar ei nici nu știau mai de jocul nostru. Hello. Și a da, și-au dat seama că noi imediat urcam la ei. Ah, ok. Dar ea s-a dus la ei. Ea s-a dus acolo. Și, și Ștefan a intrat în joc ca toți băieții. Ce voiai să fie cățelul, să vină în patru labe și să zică ție, iubita mea, băieți, s-au jucat, dar eu n-am vrut să mă joc cu ei. Am un premiu din partea ta. Dacă spui un adevăr. Ștefan, te rog, lasă-mă acum, te rog. Nu te las. Ba da. Bă, dar nu ești dresat, ți-am zis. Bine, stai lângă mine. Stai lângă mine, ca să-ți fie bine în viața ta. Pentru că am vrut să ne jucăm un joc. Dar lăsați-le, dragă, să stea acolo. Facem jocuri acum. Facem jocuri, da? Dar noi nu am participat. Face vă supărata. Nu știu dacă e supărată din motivul care cred eu că e sau din cauza jocului. Supărată, domne, ea. Am văzut-o pe Viorela intrând în casa băieților. Părea supărată. Eu am crezut că face la mișto, cum s-ar spune. Nu a fost așa. M-am speriat puțin, am fost să o consolez. Nu prea mi-a reușit, dar la un moment dat am reușit să intru în grații. A fost supărată pentru că am vrut să facă fetele un joc, la fel cum am făcut noi, eu am venit cu inițiativa în casa băieților și ea nu a fost de acord. Pe de-o parte, nu mai suportă lucrurile acestea, să-i spună toți că este falsă, că este nu știu cum, că face nu știu ce, că e falsă în stânga, în dreapta, în sus, și nici eu nu mai suport lucrurile astea. Să aud că e falsă, că e falsă, că e falsă, m-am săturat. Nu e falsă, frate, deloc. Pe bune!